Salutare canterilor! Atunci când vorbim de contextul de autoapărare, cu toții gândim diverse tehnici de luptă. Din motivul acesta căutăm soluția în sălile de arte marțiale sau în locurile dedicate acestui concept al autoapărării. Împreună cu acest concept al autoapărării, împreună cu aspectul fizic, împreună cu tehnicile de luptă, aș vrea să-ți oprești atenția asupra unui aspect și acesta este materialul de astăzi, setarea mentală, nivelul de alertă mentală în fiecare moment al zilei. Haideți să vedem ce înseamnă acest nivel de alertă mentală. De-a lungul activităților zilnice trecem prin mai multe stări mentale. Spre exemplu, când suntem acasă și ne uităm la film împreună cu familia, nivelul nostru de alertă mentală este minim. Din motivul acesta, haideți să-i dăm și o culoare. Alb, spre exemplu. Sunt într-un mediu sigur, sunt relaxat, nu mă atacă nimeni, nu am de ce să fiu atent la ceea ce se întâmplă de jur împrejurul meu, adică la mediul înconjurător. Pur și simplu, mă uit la film, sunt relaxat. Următorul nivel de alertă mentală este cel de galben, în care sunt alert. În acest nivel de alertă mentală mă regăsesc, spre exemplu, când conduc mașina. Sunt atent la participanții din trafic, sunt atent la pietoni, sunt atent la eventualele mici pericole ce pot apărea în traseul meu. Tot într-o situație asemănătoare sunt și, sau ar trebui să fie, spre exemplu, și polițiștii sau agenții de ordine publică în timpul misiunilor. Da? Ei pur și simplu patrulează, sunt atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, sunt atenți la acțiunile ce se întâmplă în jurul lor, sunt atenți la elemente ce pot prezenta un viitor pericol. Următorul nivel de alertă mentală este cel de portocaliu. În acest nivel de alertă mentală deja am identificat amenințarea. Deja pentru mine amenințarea s-a materializat. Spre exemplu, sportivul, înainte să urce în ringul de box sau în ringul de luptă, el este deja într-un sistem de alertă mentală portocaliu. De ce? Pentru că el deja vede acolo oponentul. Pentru el amenințarea s-a materializat. Este pregătit fizic, este pregătit psihic, corpul se adaptează, corpul se pregătește pentru a duce lupta. Vă dau un alt exemplu. Conduci mașina, ești într-un nivel de alertă mentală galben. Sunt atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Am de-a face cu o situație conflictuală, un alt participant la trafic, îmi blochează mașina, coboară, nervos, vine spre mine, înțeleg din această acțiune că am de-a face cu o situație, cu un conflict. În ce nivel de alertă mentală sunt? Mai sunt în galben? Sunt doar atent la ce se întâmplă în jurul meu? Nu. Am tranzitat din galben către portocaliu. Deja mi s-a materializat amenințarea. Corpul meu altfel este pregătit pentru luptă. Ați observat și de-a lungul vieții ați văzut că există situații în care o lovitură, primești o lovitură prin surprindere și îți pierzi capacitatea de a riposta, îți pierzi cunoștința. În general, se întâmplă astfel de lucruri, așa zisele NV-uri, ca să zic așa. În general, se întâmplă astfel de situații. De ce? Deoarece cel care încasează lovitura este în situația, în setarea mentală alb. Corpul nu este pregătit. Corpul este relaxat. Și atunci, în momentul în care corpul tău nu este pregătit, adrenalina nu îți pregătește corpul și mintea pentru ripostă, pentru a încasa lovitura, acea lovitură, oricât de minor ar fi, poate fi devastatoare pentru tine. Următorul nivel de alertă mentală este cel de roșu, cel în care lupți propriu-zis. Ai angajat lupta. Lupți, corpul este pregătit, ești pregătit să încasezi o lovitură, ești pregătit să ripostezi, ești deja în luptă. Ultimul nivel de alertă mentală este cel ce de preferat este să nu ajungi niciodată acolo, este cel de negru. Este nivelul de alertă mentală în care a intervenit panica, acțiunile tale sunt blocate de blocajul mental și vedem în filme chestia asta cel mai des, când soldații țipă la un alt luptător, haide, hai să mergem, hai să plecăm sau hai la luptă, și el rămâne paralizat, nu mai pot mișca. E, acesta este nivelul de alertă mentală ce trebuie să le evităm. Prin pregătire, printr-un program bine ancorat în realitate, este de evitat această zonă. Bun, de unde începe pregătirea noastră? Pregătirea noastră pentru situații conflictuale, pentru situații de luptă, atunci când vorbești de lupta pentru viața ta, nu începe din portocaliu, deoarece în situația de portocaliu tu deja vezi amenințarea, o înțelegi, ai timp. Sportivul, spre exemplu, el urcă în ring,
până când se ajunge în ring, el deja cum își construiește mental toată secvența de luptă. El știe încă de dimineața că va lupta, probabil că știe cu cel puțin câteva luni înainte, dimineața se trezește, este pregătit de luptă, mental și fizic, este setat pentru evenimentul ăsta. Când ajunge în ring, deja își vede oponentul, știe la ce se poate aștepta, știe, poate anticipa acțiunea ce urmează. Pentru noi, cei ce dorim să supraviețuim și pentru noi, cei ce dorim să rezolvăm situații conflictuale dincolo de aspectul ringului, dincolo de aspectul sportiv, pentru noi, situația de alertă mentală galbenă este cea care te ține activ în ceea ce se întâmplă de jur împrejurul tău. Tranziția de la galben la roșu trebuie făcută foarte rapid, deoarece timpul necesar înțelegerii evenimentului este atât de rapid încât nu ai timpul necesar să procesezi, să vezi ce se întâmplă, să analizezi. Pur și simplu, din galben ai tranzitat către luptă, doar dacă este necesar. Doar dacă este necesar. Acum, cu cine ajută într-o negociere, la fel, într-un context al luptei? Cu cine ajută înțelegerea acestor nivele de alertă mentală? Haideți să vă dau un exemplu. Ești într-o situație în care ai de-a face cu cineva, respectivul coboară din mașină, cum am zis mai devreme. Ai un conflict pe stradă, în trafic. Coboară nervos spre tine. El unde va fi? El când vine deja spre tine pregătit de luptă, el va fi în roșu. El e pregătit de luptă. El vine hotărât să angajeze lupta. Dacă îi spui pur și simplu, iartă-mă, nu te-am văzut, îmi pare rău. Tu ești deja în portocaliu. Tu deja știi unde este el. Tu nu-ți dorești ca el să-ți rămână în roșu acolo. Nu-ți dorești ca el să fie pregătit mental pentru luptă. Nu te-am văzut. Ce pot să fac? Sau dacă ai lovit mașina, îți plătesc, eu nicio problemă. Îl descurajezi. Îl descurajezi la nivel de alertă mentală și încerci să-l cobori din roșu, din starea lui de luptă, încerci să-l cobori ușor spre portocaliu sau poate spre galben. Atunci poate fi momentul tău dacă dorești să duci lupta mai departe, dacă dorești să inițiezi sau să ești învingător din lupta respectivă. Să presupunem că ești sportiv și lupți în ringul de box sau în ringul de kickbox sau în orice alt ring te afli tu. În momentul în care prezinți o postură agresivă, în momentul în care prezinți o postură hotărâtă, determinată, cu siguranță îl vei pune în gardă. Îți vei pune în gardă oponentul. Aici ai două variante. Ori acțiunile tale agresive vor descuraja inițiativa, orice inițiativă a oponentului tău, dar atenție, dacă ai un oponent mult mai experimentat decât tine, mult mai puternic decât tine, nu va face altceva decât să-l pregătească, să-l întărească. Dacă am de-a face cu un luptător mare, hotărât și simt că loviturile lui sunt puternice și determinate, nu voi face altceva decât să fiu pregătit să încasez lovitura și eventual să-mi pregătesc o contra-ripostă. Dacă loviturile tale sunt relaxate, fără să pui prea multă forță pe lovituri și arunci lovituri de distanțare și dintr-o dată schimbi tactica, ușor, ușor, relaxat și dintr-o dată intri exploziv, tu practic încerci să-l cobori prin mișcările tale, prin relaxarea ta, încerci să-l cobori din roșu, încerci să-l lași ușor, să zici, să creadă că are de-a face cu un adversar mai puțin pregătit. Și atunci el, ca și construcție, ca și motivare, ca și pregătire pentru luptă, el se va relaxa. Ăsta este un începător. Scap ușor de el. Totul este să reușești să înțelegi acest nivel de alertă mentală și totodată să profiți de acest nivel de alertă mentală. În altă ordine de idei, cum ar fi, spre exemplu, să fiu un conducător auto, da? Sunt în trafic, iar nivelul meu de alertă mentală să fie alb, să fiu ca acasă. Din motivul ăsta apar multe accidente, din motivul ăsta vedem oameni, atenție, oameni care la propriu dau cu capul în stâlp în timp ce merg pe stradă sau pur și simplu se împiedică, cad în canale, mai știu eu ce li se întâmplă pe stradă. Doar ce ei nu sunt prezenți mental acolo unde ar trebui să fie. Pentru fiecare stare, pentru fiecare moment al zilei, pentru fiecare acțiune pe care o întreprindem, nivelul nostru de alertă mentală trebuie să fie corespunzător acelei acțiuni. Sunt sportiv, lupt în ring, cum ar fi ca nivelul meu de alertă mentală să fie care? Să fie alb? Să fie portocaliu? Doar să fac act de prezență acolo? Nu. Sunt în roșu, lupt. Încerc să-mi cobor adversarul, încerc să înțeleg acțiunile adversarului. Da? Este foarte bine să înțelegem. Legat de acest aspect al setării mentale,
aș vrea să vă mai spun un lucru legat de colțul roșu. Ai auzit vreodată de colțul roșu? Haideți să spun ce înseamnă colțul roșu. Trăim într-o societate, trăim într-un mediu în care ne bazăm și ne fundamentăm pe un set de reguli, pe un set de conduită. Să fii onest, să fii cinstit, să respecti regulile jocului, să respecti pe cei din jurul tău, familia, soția, partenerul de afaceri, sportivul din ring. Ce se întâmplă cu acel colț roșu? Ei bine, acel colț roșu este punctul în care îți iei sportivul, adversarul, partenerul de afaceri, partenerul de viață și îl pui într-un loc în care nu îi oferi alte șanse decât să depășească această limită a regulilor. Din motivul acesta vedem sportivi și vă dau exemplu sportivilor. Atunci când urc în ringul de box, am un set de reguli ce trebuie să le respect. N-am voie să lovesc cu cotul, n-am voie să lovesc cu piciorul, n-am voie să mușc, n-am voie să fac nimic. Pur și simplu, regulile jocului. Când ți-ai luat oponentul și l-ai pus într-un punct disperat în care el vede ca soluție de evadare din acea situație încălcarea regulilor, acesta nu se va opri în a face lucrul ăsta. Spre exemplu, am văzut cazul în care boxeri celebri au mușcat pur și simplu din adversar, deoarece în acel moment presiunea psihologică pusă asupra lor, rușinea la care au fost ei supuși sau temerea de a pierde, nu au făcut altceva decât să-l ducă către a ocoli tot ceea ce înseamnă acest sistem de respectare a unui set de reguli și regulamente. În viața de zi cu zi, cu partenerul de afaceri sau cu partenerul de viață, la fel. Cu toții încercăm să fim cât se poate de onești, cât se poate de drepți, cât se poate de sinceri, dar în momentul în care încalci sau în momentul în care îți pui partenerul de afaceri într-un punct, se numește colțul roșu, într-un punct în care nu-i oferi altă posibilitate, vei observa și te vei surprinde. Băi, da, m-am mințit, m-am înșelat, nu mă respectă, fură. Este foarte bine să înțelegem acest lucru și vă recomand să reflectați asupra lui. Doar ce la fel se întâmplă și în luptă. Lupți, dar ai grijă și respectă-ți oponentul. Nu îl umili, nu îl pune în acel colț roșu. Doar ce te va surprinde faptul că va face un gest sau o serie de gesturi ce îți pot fi fatale. Dacă ți-a plăcut materialul meu, nu uita să lași like și subscribe canalul meu de YouTube. Și nu uita că ai și un cod de discount folosind numele Ștefan Lazăr, ai 10% pe firma tactica.ro la tot ceea ce înseamnă ținută tactică și ținută militară. Te salut!